Salut, băieți! Uitați-vă, desă ori, chiar și azi dimineață, juristul nostru m-a întrebat pe mine un lucru. Ferestrele spun înainte de a stencui sau după a și stencui. Noi suntem la un șantier de nostru de la Florin. Băieții mușesc, eu am venit cu o mică inspecție. Dați-vă dau răspuns la întrebarea dată. Uitați-vă, este un șantier de nostru care noi, în afară de geamurile care sunt, noi am mai făcut multe lucrări. Tencuiala, electrica, santehnica, ingineria, mai multe lucrări noi le facem aici și le executăm la șantierul dat. Decizia mea, cum a fost luată? Cătarie, e bine spui ferestrele și înainte de tencuială și după tencuială, vă lămuresc gândirea mea cum e. Eu mă stăruiesc să noi să montăm ferestrele după tencuială, am râs de și dacă când o să tencuiască, ele se murdăresc, mai ales ușile, ele se deteriorează, se face durere de cap, capeț. Este un minus, că dacă casa e nouă și băieții trebuie să tencuiască, înseamnă că în geamuri trebuie depus ceva, să nu fie curent în casă, să fie incomoditate la șantier, plus dacă șantierul e îndevată pe deal sau mai departe de sat, să nu vii și nevata să furi, cum trebuie ferestrele. Dar în cazul când vă se permite de a te încuie și pe urmă pune ferestrele, acum vă arăt ce am făcut noi. Deși noi așa am decis. Uitați-vă, ia că vedeți, noi am te încuit aici, este încuit stăt și pe lângă asta noi am te încuit și atcoasele. Deși noi am te încuit atcoasele sau pantele, cum se zice în română, deși noi le-am făcut tencuiala asta. De atâta ca să putem pe urmă membrana care este, să putem să o lichim ușor, bine și frumos. Ca membrana să fie etanșă, lichită ca lumea. Ia că vedeți? Stați să mă dau mai la o parte, să nu bat soarele. Ia că așa. Ia că vedeți cât e de etanșă, lichită membrana. Cât e de etanșă, lichită membrana, cum trebuie să fie. Acum dați să ne închipuim că atcoasele astea nu erau tencuite, dar erau formate cum din start ele erau. Membrana dată, da? Membrana dată. Ea nu s-ar fi putut să fie etanșă în cleietă. Chiar folosând același butil, de ocol, indiferent care din materie adăugătoare nu folosând, ea nu s-ar primi să fie în cleietă așa de bine. Și acum dați să ne uităm pe exterior. Dacă și băieții nu în cleietă, că și noi avem în cleietă. Dacă vedeți, și pe exterior. Deci de frumos e în cleietă ea. E în cleietă și își face funcția ei. Dar dacă era bufarmat, dacă vedeți, se vede că s-a tencuit. Dacă era format, membrana asta nu s-ar putea din cleietă. Deci dați să rezumăm, să recapitulăm tot treaba asta. Dacă noi vrem să facem un montaj cu membrane, să fie încleiete bine, să fie etanș, să fie tot, numai decât pantele trebuie tencuite. Dacă se tencuiește casa, se poate tencuiește și pantele totodată. Dacă noi vrem să facem un montaj pur și simplu pe spumă, atunci se poate și nu de tencuit. Părerea mea e mai bine de tencuit ca de protejat. Nu, când îți ferestre una, dar când îți ușile, mă închipuiți că aici e ușa și e veche în spatele meu stă. Să fie ușa nouă, toate lucrările se fac pe ușa asta nouă, se deteriorează și se fărâmă. Sfatul meu, părerea mea, din tâi tencuiți și pur montați geamurile și și asta îmi ziceți, cu atcoasele și așa fie. Atcoasele, pe urmă, băieții care se ocupă cu maliarca, cu treaba de finisaj. Ori să îngurași atcosul 2 cm, 1 cm jumate în unele locuri și ori să facă atcosul frumos cu amestec uscat, chiar în caz că amestec uscat rămâne pe fereastră, el ușor se spală, este pelicula de protecție. Când rămâne fereastră cimentul sau nisipul, el cu mult mai greu se spală și plus el zgârâie. Sper, sfatul meu a fost de folos. Urmăriți-ne pe noi. O să aflați multe și multe lucruri interesante. Pe curând!